Domnul Cabral, doamna Adel. Spuneți, vă rog, să vă opresc asta, că o să credeți că sunteți la interogatoriu. Doamne, era de film, deci efectiv de film, cu lieci mici care zburau, coborau din peștere și veneau spre noi. Superb. Ce aveți voi de făcut? Vă introduceți capul în această cutie care conține cabeza. 50 de rățuște de plastic și, niște animăluțe foarte simpatice, no, pe care desigur că le va aduce Walter. Aha. Nu, încă nu sunt, nu sunt încă. Nu, nu, ele... Cum ar fi mai poetic, va să vin vie. Vin pe pinieră. Da. Extrageți cu gura, da, toate cele 50 de rățuște, wow, de jucărie. Celebritatea care va reuși să aducă la mal, cum ar fi să scoată, da, primul, toate rățuștele, câștigă jocul. Și mici și mari. Recompensa? Toată familia. Câte o porție de șnițel. No! Cu salată de cartofi. Nu! No! Cu salată și cartofi. Nu, cu salată de cartofi. Și salată și cartofi. De cartofi? Da, e o salată de cartofi, dar salată de aia rece. E aia gen porție salată de șnițel cu orientală? Salată de, da, cartofi. E gen salată orientală? Pentru fiecare membru al echipei. Mama mia! Aici găleți. Zi, aici... Băgați. Cum le zice? La amestecați. Cuști. Aici cuști. Da. Acolo ringuri. Găleți. Acolo punem rățuștile. De aici luați rățușca cu gura, o puneți acolo, celălalt ia de aici, o pune acolo. Eu mă așteptam să fie ceva în ele, în sensul că să le sugi sau să le rozi, să le strângi, să iasă, nu știu ce porcărie, să le gusturi d-alea, viermi, mă, alea. Cristi? Ruxi? Și în genunchi putem să stăm sau doar așa? Stați în ce poziție în ce vreți voi, nu aveți voie să folosiți mâinile. Da. Și acum, dragi oameni buni, Mr. Walter! Ăștia trebuie să ne punem? Please, come in! Și vine Walter spre noi. Două găleți. Poți să ne pui, ochelarii, Cristi. Stați, mă, băi, nu fi, băi, nu ăia, du-te, bă, nu fi. Nu fi scârnați, bă, este scârnați, să ne bunezi. Ăștia mici au primit jucării. Mamă, bă, este scârnați. Bună, ratatui, ce faceți? Nu sunt scârnați, să știi că sunt șoricei. Ba da, ăștia scârnați. Nu sunt șoricei, să știi. Nu știu ce mănânci tu la mic dejun, dar... Și vezi că e n-am dat la împuțit. Băi, ia mă, păi și te urcă pe mine ăștia. Da. Păi nu, du-te, bă! Și vezi că mai e o chestie. Ce mai e? Să-și dea pupăcioși. Nu fi, hai mă, lasă-mă. Sunteți gata? Dar nu ăștia, de ce ești, mă? Le dai tu startul, te rog? Cum să nu? Cu toată lumina din... Nu mai sări! Sinceritatea din sufletul meu. 3, 2, 1, start! Ei, nu stau acolo, ce? Îmi aruncă vreun șoarece de la pe frunte. Dacă o să reușiți să luați un șoarece de la gură în loc de răzuși, că e nenorocire. Cântă! Așa când îi răzușele astea, că le strângi în dinți, fac crrr! Ce fac? Crrr! Nu, fac chiți! Dă-te, ia zis. Mac. Ai zis cumva, tete? Măi, tu pun șoarecele, Cristi. Da, nimic, nu iau nimic. Pe plecat! Ieri cu cine s-o certa, doamne? A luat trei în gură. Să nu-mi place, să ia câte vrei. Băi! Aia clară! Ce are? Ai pus gura pe coadă! Ai pus gura pe coadă? Da! Ciugule ca găinile. Așa, tuc. Vezi că și eu suflet. Da, plec. Cum mă să sufli pe un bășoricel, mă? Să te lua parte. Uite, e băgănasul în fund. Uite, e pe ghelia lui. E băgănasul în fund? Așa a făcut. Te vezi că e lui sau s-au grupat undeva acolo. Plecă! Plecă, plecă, plecă! Fără mâini, da? Fără mâini, da? Să fie clar. Mr. Walter, please come in. Yes, yes. It's okay. Ce face Mr. Walter? Mr. Walter vine cu extra. Bă, mă!
Avem și am mai adus trei, frate. Mă, trei? Asta, frățiu. Asta, mâncați-și. Toți așa, cu ochii roșii, 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 ieșiți din orbit. Băi, nu ajung! Trebuie să mișc asta, nu ajung! Șnițel cu salată de cartofi. Salată de cartofi. Am terminat! Ia dă-te, mă! Am terminat! Nu! Dă-te! Dă-te! N-am voie! Dă-te, dă-te! Dă-te, te rog! Era un maru așa care stătea pe un corățuș. Păi și cu tine cum fac, mă? Ce să vorbești? Cu ce să-i spui? Că nu înțelege românești. Nu înțelege că e dominican. Să le ia de șobolan. Ce să vorbești cu ei? Uite, o să pierzi runda că ești... Gata? Stop! Stop, Ruxy! Serios? Stai să Trebuie verificăm. Să verificăm. Ia bagă tu mâna și roagă-i puțin să la o parte de aici, că eu nu pun mâna. Nu, gata, frate, nu mai. Îmi duc gura. Dar la păgând ce faci cu el? Da, mă! Da, mă! Ia, dă-te puțin, prietenul. Vorbește frumos cu el, te rog. Da, vorbesc foarte. Ricky, mâncă gura lui ea. Gigi, Vasile, Grigore. Aici. Gata, mă, fratele meu! Nu, că trebuie să el verific, lasă-mă face. El este Ionuț. Îmi pun ochelarii și văd tot. Stai, băiatul. Infraroșu. Stai, băiatul, aici. Superman. Bravo, mă. A reușit. Bravo, a reușit. The King is back, nu spune. Deci la distanță de o rățușcă. Două. Serios? Două. Două rățuște? Mă cert foarte mult, sunt foarte autocritică. Și da, am fost foarte aproape să câștig și eu, adică nu am fost să zic, mai aveam 10-15 rățuște, eram și eu la limita timpului la așa, adică nu... Dar nu e, că fratele tău știi, și ea războinice, nu e fratele. Am nas. A vrut să mă mănânce. Cine a vrut să te mănânce? De ce? E cușca aia care te-a agățat, numai de bă, ce n-am văzut ce cercare. Treaba este simplă, pentru fiecare dintre membrii echipei tale, vei duce un șnițel cu salată de cartofi. Da, mă, da. Doar că tu nu vei primi așa ceva. Ai început cu alele tale. Și vezi că ai câștigat concursul ăsta, mă rog. Te-ai descurcat tu cum te-ai descurcat, deși i-ai stricat mașinuța lui Cabi. Mi-am adus aminte. De cum am făcut? De ce mi-ai stricat mașinuța? De ce ai stricat mașinuța? Ce ai făcut cu mașinuța? Ce ai făcut cu mașinuța lui verde și drăguță? Ia să te aud acum. Nu, eu, băi, ultimul, nu, eu am citit ultimul mesaj. Ultima oară n-am citit eu. Te-am văzut. Nu, de ce, eu, de ce să mor. Vezi că el suferă foarte mult, pentru că este mașinuța lui preferată. Nu, verdea mea. E Leonor, nu. Cine? Eu iubesc pe Leonor, nu. Nu cheamă Eleonor. Cum o cheamă? Ba da, în primul rând e băiețel. Cum cheamă Marian? Asta ca să știi odată. Marian, odată. Și în al doilea rând, de ce mi-ai stricat pe Marianu? De ce ai stricat mașinuța? De ce mi-ai stricat Mariane? De ce ai stricat mașinuța? La băiat. La băiatul meu, de ce ai stricat mașinuța? Îți dă fratele tău cadou la schimb niște de-astea. Să fie de capul tău. Ia. Poți să mergi în tabără. Rup, foarte aproape. Bravo. Da, bravo. Bravo și ție. Pupi. Să trăiești. Îi strângeți voi, da? Șnițelul tău va fi mai mic pentru că mi-ai stricat mașinuța. Da, o să primești mâncarea acum. Nu mai vine, că nu are ce mașinuță să o aducă. Alex a stricat mașina. Alex. Știu, eu nu vreau să fiu pârâcios, eu nu sunt târnător. Alex a stricat mașina. Atât am vrut să zic, poți să verifici pe camerele de supraveghere. Nu mă așteptam să fie turnător Cristian Mitrea. Hai,